Neața, astăzi nu voi posta un clip așa cum v-am obișnuit. Cred că de câteva săptămâni, de fapt, n-am mai postat așa cum v-am obișnuit. Și am să vă explic în acest clip de ce. Pentru că s-au întâmplat câteva lucruri în ultima perioadă și, bineînțeles, lucruri pe care nu puteam să le anticipez. Și din acest motiv am cam lăsat o baltă și pe social media mai postam, mai exact pe Instagram, dar nu foarte mult. Dacă mă urmăriți, dacă m-ați urmărit tot pe Instagram de cu vreo 3 săptămâni, ba nu, mai bine, în jur de o lună, aproximativ, vă spusesem că trebuie să fac o excursie la Cluj și asta a fost pentru că mi s-a rupt un dinte și am fost nevoită să vin la stomatologie. Pentru că, cum se știe, în Anglia este totul foarte scump și la fel este și medicina, stomatologia și așa mai departe. Așa că am fost nevoită să vin în România ca să-mi fac acel dinte și a durat vreo 3 sau 4 săptămâni. Sincer, nu știam de la început pentru că am zis că o să fie super, super rapid, dar s-a suprapus oarecum și cu Paștele, în fine, a fost o totală harababură și pentru că nu am știut că a fost, că o să dureze atât de mult, nu mi-am adus cu mine laptopul și multe chestii, nici haine, nu mi-am adus foarte multe pentru că nu am știut nici cât stau, nici vreme de aici și așa mai departe, dar asta e o totală altă poveste. Și pentru că nu mi-am adus laptopul, nu pot să lucrez așa cum lucram când eram acasă și îmi pare foarte rău pentru că puteam să lucrez lejer, pentru că mai ales acum că am cu cine să las pe bebe, dar repet, nu am știut, n-am putut să anticipez cât va dura. Eu credeam că într-o două săptămâni o să fie gata, dar nu a fost așa. Și în fine, urma să plecăm pe data de 1 mai, dar, din păcate, s-a întâmplat o altă nenorocire și nu am putut pleca. Momentan suntem tot în România. A venit soțul meu la Cluj. Din păcate, mama lui este la spital și nu știm ce se întâmplă, așteptăm. Nu pot și nici nu vreau să vă dau mai multe detalii pentru că, din nou, nu este povestea mea de spus, așa cum v-am spus și pe Insta Stories, dacă mă urmăriți acolo. Și de asta am și de ce să fac clipul de astăzi, pentru că nu multă lume mă urmărește pe Instagram și mă simțeam oarecum datoare să vă spun ce se întâmplă, ca să vedeți de ce nu postez, să nu credeți că am eu figuri în cap, dar din păcate s-au întâmplat lucruri din nou pe care n-am putut să le anticipez sau anticipăm și da, nici excursia nu va mai fi, deci vă dați seama că totul s-a amânat, anulat și o să vedem lucrurile, nu știu ce se întâmplă, o să vedem. Dar am zis să fac clipul de astăzi, acest short clip, ca să vă pun la curent și să știți că suntem ok, dar nu toată familia este ok și nu știu când voi reveni înapoi în Anglia ca să pot să mă apuc de treabă și aici mi este foarte greu să filmez, să editez pentru că nu am loc, nu am ce-mi trebuie și nu, decât să mă chinui, prefer să o las baltă. Și da, nu știu, dacă vreți să, nu știu, am zis că o să mai fac ceva vloguri, dar sincer acum nici nu prea am stă capul la așa ceva, pentru că, vă dați seama, avem noi alte chestii pe cap, dar de îndată ce se vor clarifica, lămuri lucrurile, am să intru în normal, sper și nu știu, de fapt, nu știu cât vom sta aici și nu știu, sper să se rezolve totul repede și să fie totul bine, să nu fie nenorociri mai grave și, în
Bine, nu știu ce să mai spun, dar oricum. Am să vă țin la curent pe Insta Story sau pe Instagram, așa că dacă nu mă urmăriți acolo, am să pun un link pe undeva pe ecran sau în căsa cu descrieri. În fine, cam atât am avut de spus. Eu vă urez o duminică plăcută, o săptămână, un început de săptămână cât mai liniștit și sănătate multă, pentru că asta este cea mai importantă. Nu știu când ne vedem, nu știu ce se va întâmpla, dar după cum am spus, ne vom vedea în curând și sper să fie numai cu vești bune. Până atunci însă, v-am pupat și să aveți grijă de voi. Pa, pa!